Mario Fresh a făcut primele declarații despre motivul scandalului dintre el și fostul său mentor, Alex Velea. Scena trapului românesc este zguduită de cele mai noi scandaluri, după ce, în urmă cu câteva luni, Aptalent era implicat într-o ceartă monstruoasă cu Alex Velea, în care a intervenit și Lino Golden ulterior. Mai nou, trendingurile au fost luate cu asalt de speculații privind ruptura dintre Mario Fresh și Alex Velea. Se pare că momentan este cunoscut faptul că Antonia și Alexia Eram au fost primele care s-au certat, iar de acolo s-a speculat faptul că Antonia l-ar fi rugat pe Alex Velea să-i spună lui Mario să nu mai vină la studio cu Alexia, de unde și ruptura dintre Alex și Mario. Mario Fresh, primele declarații despre despărțirea de Alex Velea. Mario Fresh dă dovadă de multă diplomație, alegând să păstreze motivul disputei pentru el. Contactat de reporterii Antena Stars, artistul a declarat faptul că nu dorește să divulge sau să mai discute despre acest subiect care a luat cu asalt presa românească. Mai mult, tânărul susține că știe cu exactitate ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns în acest punct. Nu am cum să povestesc. Nu vreau să vorbesc pentru că nu mi se pare ok să rămână așa. Nu știu ce se întâmplă deocamdată, explica Mario Fresh, pentru sursa sus menționată. Antonia, mesaj dur pe rețelele de socializare. Antonia s-a văzut și ea nevoită să comenteze cele întâmplate recent în mediul online. Cântăreața a ales, de asemenea, să păstreze o atitudine diplomată, vorbind la modul general. Vă rog să nu vă mai lăsați păcăliți de dramele și victimizările care circulă online. Sunteți extrem de naivi. Educația, bunătatea și respectul au lipsit. Punct. Ah, și să nu uităm modestia. Mai departe, trageți voi o concluzie. Probabil, doar adulții și oamenii cu mintea la cap vor înțelege. Niciodată să nu tolerați aroganța și să nu uitați de unde ați plecat și cine v-a ajutat, sau să trădați oamenii care au fost lângă voi de mult, este cel mai josnic gest. Nu vă mai pierdeți timpul online cu răutăți, când, de fapt, se întâmplă lucruri grave rău în jurul nostru și în lume care trebuie să ne preocupe. Este un mesaj postat de Antonia. Antonia a continuat, iubește-ți vecinii, chiar dacă au greșit, iartă-i, și mereu fii atent cu ceea ce ai în grădina ta, în jurul tău, pentru că ai putea să găsești șerpi târându-se chiar lângă florile tale. Injuriile noastre curg de pe limba noastră cu negativitate față de noi înșine. Cuvintele fac vrăj, atragi ceea ce vorbești. Cuvintele pe care le vorbești devin casa în care locuiești.